Fiți mult binecuvântați, dragilor! Un singur verset și nici nu vă mai ridic în picioare. De la 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, ultimul verset. Spune așa de frumos aici Apostolul Pavel. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, pentru darul lui, nespus de mare. Amin? Darul lui nespus de mare. Și vreau în seara aceasta să ne uităm la darul lui nespus de mare, la Isus Hristos, care este cel mai mare cadou, cel mai mare dar ce a oferit Dumnezeu omenirii, Isus Hristos a Lui să fie slava. Vedem acel pachețel frumos, nu? Deja cred că toți sunteți să vă văd. Ați deschis astăzi pachetele, mai ales copiii, nu? Așa e un sezon al uh, momentului când ne facem daruri unii altora, spune Ioan 3,16, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurului fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, să nu moară, ci să aibă viață veșnică tot ce s-a făcut aici și seară și în seara aceasta, colindă, pasajele scripturii citite, îndemnare, rugăciuni, toate au venit și ne-au pictat acel moment al nașterii lui Iisus Hristos și, dragul meu, mă rog, mă rog lui Dumnezeu să-L primești și tu în, în, sufletul tău azi, în, în inima ta, pentru că El e cel mai mare cel mai mare cadou dacă tot vorbim, vreau să fac comparația asta între Isus, deja se vede cadou în Iesle, pentru că El e cadou cadourilor și vreau să fac pilda asta în seara aceasta și mai ales cei care avem copii, nu? Trece așa iarna, nu iarna, trece vara, dă un pic toamna, se îmbracă un pic mai gros și deja și amintesc de Crăciun și deja încep, încep să spună tati, mami, cam ce o să, ce -o să primez de, de de sărbătoare asta, de 25, de 24, ce o să, să primesc ca și anul acesta? Și. Acest obicei între oameni, dincolo de un nespus de mare care l-a dat Dumnezeu celor ce credem, îmi place să cred că a început cu magii din răsărit, Matei 2, 10, când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis visterile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Dragilor, vreau ca centru mesajului, cum spuneam, să fie Isus Hristos și facem lucrul acesta deoarece El este cel mai mare cadou. Tot ce a putut Dumnezeu să dea omenirii mai bun pe Fiul Său, dacă încă n-ai avut parte de acest dar, Hristos, vreau în seara aceasta să te chem, să spun gustă. Țineți minte Psalmul 34, 8, gusta și vedeți ce bun este Domnul ferice de omul care se încrede în el. Haide, dragul meu, și gustă. Vreau prin credință să spun un bun venit în familia lărgită a lui Hristos. Câți din voi folosiți Waze? Acea aplicație de de navigare, așa, pe, mobile. Aproape toți, cred că o folosim și care n-ați ridicat mâna, știu că o folosiți. Eu pot să zic că o folosesc de vreo 2 ani și ceva, că înainte, dincolo, nu era... N-am văzut aplicația respectivă, nu știu dacă, este. ce îmi place la aplicația asta e că românii sunt foarte, foarte uniți. Deci nici nu apucă mașina de poliție să tragă dreapta și deja am intră. Poliția raportat poliție raportată și am întrebat pe cineva care știe un pic mai bine cum lucrează platforma și ideea e că trebuie să fie trei persoane care în rețea să, să pună repede o notificare acolo că îi poliție sau e gheață sau e obstacol sau e drum în lucru sau e trafic intens sau tot felul și dacă trei persoane pun, pun notificarea asta acolo o ia aplicația și o, și o transmite la toți utilizatorii și vreau să fac comparația asta un picuț între cei care folosesc platforma Waze cu notificările astea în unitatea aia să, să, ne, să ne aducem la cunoștința unul altora, să vegem oarecum asupra unii altora, exact ce facem noi ca și creștini. Cum era versetul la gusta și vedeți ce bun e Domnul. Deci după ce te-ai după ce ai venit, ai intrat în apa botezului, ai încheiat un legământ cu El, umbli cu El, vezi că e cu tine și în suferinți, și în ecazuri, și în biruințe, și în zile mai senine, și în zile mai, mai, mai ignorate. Vezi ce înseamnă să fii un copil a Domnului? N-ai -ai avea cum să taci. Deci, n-ar avea nicio logică să ții doar pentru tine. Și atunci... Mai mult de doi, mai mult de trei, mai mult de toți facem lucrul ăsta, notificăm, în constant tot spunem. Și dacă vedem unele pericole, nu așa că spunem și celorlalți, ai grijă că... Ai grijă că în atitudinea asta, uite, se poate întâmpla așa după, ai grijă că în situația asta se poate ai grijă că stai păcat, ai grijă că genul ăla de raționament nu-i potrivit, nu-i bun, nu-i scriptural, mai ales pe cei mai noi în credință, nu veghem unii asupra altora și am vrut să fac comparația asta așa ca o, ca o paranteză și să știți, dragilor, că nu e nimic mai frumos decât să ai parte din planul lui de mântuire. E cadoul care trebuie deschis. Nu? Am avut un pic de exercițiu uh, peste zilele astea. Și poate de ani de zile ești... Uh, ai acest dar, deja, de la Dumnezeu, pe Iisus Hristos, dar numai nu-l deschizi. tu e acolo, îl vizitezi la Crăciun, la Paști, dar numai nu vrei să înțelegi că trebuie deschis și trebuie trebuie luat ceva mai personal și trebuie să pornești o viață personală cu el. Și uh, am la mână cinci degete și vreau să ating în seara aceasta așa fugitiv cinci aspecte ale cadoului care Dumnezeu l-a dat pentru omenire, darul perfect. Acest cadou e în primul rând desăvârșit, e perfect. Versetul care l a citit la început, darul lui nespus de mare. Am văzut în altă, în altă traducere, spunea acolo inexplicabil, nu poate fi pus în cuvinte acest dar. Este real, e încadrat în timp, nu? Astăzi, în cetatea lui, David, vi s-a născut un mântuitor. Avem un, avem un poet foarte fain, Costache, un adic și doar trei versuri. Înger alb strălucitor, vino să genunchi în rugă, lângă oi, lângă păstori și poezia e lungă și e faină și e foarte faină cu sezonul. Uh, trebuie să ne aplecăm, să ne închinăm lui deoarece el este real, dragilor. În al doilea rând, cadoul acesta este personal. Cred că majoritatea, acum în perioada asta când v-ați dat daruri, foarte specific, nu? Îl dai la Liliana, îl dai la Maria, îl dai la Costache, îl dai la Cutărică, Cutărescu. Uh, și când iei cadou, nu ți se potrivește dacă ai luat cadou fiului tău de 12 ani. Deci nu, ceva nu dă, nu străbă. Fie. În fine, nu? Deci este absolut personal cadoul ăsta. Așa este și darul lui Dumnezeu pentru tine, dragule. Și pentru mine ne vrea într-o relație personală cu el alt lucru în privința aceasta personală. Avem obiceiuri faine noi. Și asta nu e numai la români, am văzut și la toți creștinii au obiceiurile astea faine. Se apropie 24 -le. 25, 31, 1 ianuarie acolo și iar perioada Paștelui. Astea trei în mod special, sau mai este și ziua femeilor, a mamelor, a taților, așa, deci câteva evenimente din astea și atunci ți se umple inbox-ul, da? tot ce se poate, mail Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, deci nu mai, nu mai, cum zice Ardelean, nu mai jiuăi. Deci zeci și zeci și zeci și zeci de mesaje, nu? Și dăm așa repede pântre ele și deschizi unul, deschizi două, deschizi cinci, deschizi zece și te uiți așa mă, fugitiv și îți dai seama că fiecare om o scris un mesaj frumos și o distribuție de a nu personală, dar bună intenție, e foarte, să nu mă înțelegeți greșit, e foarte bun lucru ăsta, dar vreau să subliniez chestia asta cu personalul. Și dintr-o dată, printre sutelelea de mesaje sau zeci sau care câte primiți, vezi un așa, dragă Adi, să știi că de sărbătoarea asta mi te-a pus Domnul pe inimă și să știi că mă rog pentru tine și dintr-o dată acele câteva cuvinte au o mai mare valoare decât toate zecile și sutele de mesaje de pe toate platformele care le-ai primit generale. Pentru că îți dai seama că omul a luat o pauză și s-a gândit un pic personal la tine. Și mai ales dacă pune câteva lucruri personale, îți dai seama că chiar s-a gândit la tine și ție s-a scris mesajul ăla și vezi ce important e să fie personal. Și așa e și cu cadoul acesta făcut de Dumnezeu pentru noi. Îi absolut personal pentru fiecare. Și te chem pe nume, spune un verset din Isaia, aici am vrut să ajung un pic cu el. În Scriptură avem atâtea locuri în care Dumnezeu arată că el cumva e personal pentru fiecare pământian. Și după aia uh, apare o treabă, da? Uh, indiferent de cât suntem în seara aceasta aici, da? Suntem câțiva. Să știi că e personal pentru fiecare. Că două ăsta al lui Isus Hristos, al lui Dumnezeu, prin Isus Hristos dăruit, omenirii dăruit nouă, e general, dar e absolut personal pentru fiecare. Și indiferent cât suntem aici în seara asta, cât suntem în Cluj, cât suntem în România, ori, pe toată fața Pământului, cred că toți știți că în urmă cu vreo două luni a ajuns cifra populației globale la 8 miliarde. Nu știu dacă vreodată istoria omenirii înainte a fost, nu pot să vă spun că am studiat așa de adânc, dar din câte înțeleg, e prima dată când a atins pragul acesta. Și să stăm să ne gândim, și totuși puterea lui Dumnezeu, și prin creație, și prin ce a făcut prin Cuvânt, prin Isus Hristos, Biblia tot continuă să răsune și să spune că îi personal pentru fiecare. Și vreau să credem lucrul acesta pe Cuvânt. E personal pentru fiecare și vei spune, da, dar stop miliarde, cum Dumnezeu are o putere neînțeleasă. El se poate împărți și să fie personal pentru fiecare din noi. Dar nu numai că sunt 8 miliarde momentan. Gândiți-vă că generațiile care au trecut, dacă mergem în spate vreo 80-100 de ani, nici măcar unul de atunci nu mai trăiește. Dacă merge așa, 100-100 și, da? Și atunci apar alte sume și sume și dacă merge în istorie în spate, nu știu, poate numărăm câteva sute de, sute de miliarde de suflete care au fost în existență și Dumnezeu are puterea prin Isus Hristos să fie personal pentru fiecare din aceste suflete spunea o statistică că dacă s-ar citi, acum cum avem 8 miliarde, da? 8 miliarde de locuitori pe pământ, dacă s-ar citi numele la fiecare, să stai și să începi. Pe fiecare, numai să citești, nume prenume, nume, nume pre, sau și deci numai să citești numele la fiecare 8 miliarde, dacă se face un pic de matematică, statistica zicea că ar dura 250 de ani doar să se citească toate numele la cei 8 miliarde. Dragilor, cât de nepătrunsă e puterea lui Dumnezeu, că darul lui nespus de mare e personal pentru fiecare om care deschide cadoul din el, îl deschide pe Iisus Hristos în sufletul lui. Vreau să merg la al treilea aspect al acestui cadou dat de Dumnezeu pentru omenire. El este folositor. Cadoul acesta e folositor, el e un cadou care rămâne. V-a spus întrebarea, Oare anul trecut, oare acum a doi ani, acum a trei ani, mai ales copiii ăștia noștri de 12-14 ani, vă puneți întrebarea un pic, ce am primit acum a patru ani, acum a trei ani, acum a doi ani, în perioada aceasta a sărbătorului, ca și cadou din partea familiei, părinților. Și dacă stai să te analizezi, să te gândești, vei spune, a, a da, chestia aia, a, după trei luni s-o stricat. A, da, Telefonul la care l-am scăpat, deci s-o spart, s a făcut praf, nu l am mai putut recupera nimeni. A, da, am pierdut chestia după șase luni. A, da, da, nu ăștia mai mici, dar eu nu, eu nu mă mai joc, tati, cu mașinuțe. Da, însemna mult în 2011, dar scuză-mă, deci nu are nicio, deci irelevant. Și nu așa că aceste cadouri sunt, sunt vremelnice, trecătoare, dar cadoul acesta, Iisus Hristos, e ceva care, rămâne. Dragilor, tot ce ne înconjoară în sezonul acesta sunt ambalaje și cadouri marketizate doar să le cumpărăm unii altora. Matei 16, 26. Vreau să ne ducem un pic mai adânc la suflet și la, să conștientizăm ce mare valoare are cadoul care l-a dat Dumnezeu pentru menire. Matei 16, 26. Și ce-ar folosi unui om să câștige chiar toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său. Când te apropii de Dumnezeu, atunci realizezi că cea mai necesară realizare a vieții tale este să-ți câștigi sufletul pentru veșnicie. Cadoul acesta nu este folositor doar pentru viață, dar el este folositor și pentru veșnicie. Cadoul care Dumnezeu l-a dăruit, Iisus Hristos, e folositor și este actual. Iisus Hristos venind în lumea noastră a luat păcatul, o sânda ta și îți dă viața veșnică. Ioan Botezătorul spunea în Ioan 1,29, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii, este folositor, amin? e un cadou folositor, e un cadou actual, un cadou care care n-are trecere, nu se consumă, e un cadou care rămâne. Mă duc la al patrulea aspect care vrem să l atingem în seara aceasta. Cadoul acesta este surprinzător. Nu este așa că și nouă ne place să fie surpriză, nu? Ce primim fie că în perioada asta, fie că e o onomastică, o zi de în fine, diferite uh, momente când ne facem daruri unui altora, E cel mai frumos să nu știi ce anume vei primi, nu? De aceea e și marketingul ăsta să le tot ambaleze, să le... E tocmai ideea că nu știi ce e înăuntru, nu? Să știi, dragule, că cel care ne poate surprinde e cel care ne pătrunde, ne cunoaște în totul. El e cel care ne poate surprinde. Lăsați-vă surprinși de Dumnezeu, el lucrează cum nu te aștepți. Ne uităm la timpul în care s-a întrupat și cum a surprins El omenirea atunci. Vreau să vă citesc ceva în Ioan 1, 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia Lui Dumnezeu. El, dragilor, surprinde și din uh, nefericire. Cei mai mulți, din timpul acela, n-au putut deschide. Au lăsat cutia închisă, ba mai mult, știm istoria, au respins-o. Și știți de ce? Pentru că așteptarea lor, era un alta. Ei așteptau să vină ca rege. Ei citeau scripturile și așteptau să vină Mesia ca rege și o fac și astăzi. Numai că aici scrie foarte clar că El vine și în smerenie. El vine și să restaureze, El vine și să ridice păcatul omenire. Dar le-a fost mai ușor să treacă peste aspectul ăla și să lese un pic că nu înțelegem ce e acolo. Luca 19:41, când s-a apropiat de cetate, aici Domnul Isus, și-a văzut-o Isus, a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dragilor, știți care este diferența între generația timpului în care Isus a născut și generația noastră? Generația de atunci îl aștepta ca și rege, care aduce împărăția, dar el i-a surprins, pentru că el e surprinzător, el i-a surprins că a venit cum nu se așteptau, să trăiască simplu, smerit, să aduc exemple în toată trăirea lui și să ridice păcatul omenirii prin, prin moarte și moarte de cruce. Iar dacă facem comparație, generația noastră, exact invers. Și o să mă duc și la un pasaj din Luca, Generația noastră mâncăm, bem, ne inundăm cu cadouri, marketizare, moșu, nu? O grămadă de tradiții, în cel mai fericit caz noi creștinii și conștientizăm însemnătatea sărbătoarei, anume că sărbătorim nașterea lui Isus Hristos și pe generația noastră el vrea, el vrea să cred că o surprinde cu venirea lui ca rege. Aici e diferențele. Generația noastră, aș vrea să cred că o, o va prinde venirea lui a doua ca și rege, iar generația cealaltă a avut parte de el în smerenie să ridice păcatul omenirii. A fost cadoul surprinzător atunci și va fi, va fi surprinzător și pentru noi. Și vă spuneam că o să citesc un pic din Luca 17, 26, pentru că vreau să ne uităm la Vreau să ne uităm la, la tot conținutul, Luca 17, 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beiau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a doma Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și ea a pierdut pe toți, tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Și ar fi mai simplu să nu mergem acolo, dar vreau să, vreau să vedem tot aspectul, dragilor. El revine ca Rege și dacă inimile noastre sunt date lui și dacă suntem abandonați în brațul lui și dacă acest cadou e deschis și nu l am făcut personal, noi nu trebuie să avem frică că revine. Nu trebuie să avem frică de ce citim în Apocalipsa, de modul cum lucrurile vor, se vor derula spre sfârșitul existenței acestei planete și ce se va întâmpla. Pentru că dacă tot ce s-a scris până acum vedem că se întâmplă, alte lucruri care vedem că nu s-au întâmplat, avem suficientă bază la ce s-a și întâmplat, să credem că ce e scris și a rămas neîntâmplat va prinde viață. Și niciun nici o slovă nu rămâne fără, fără, să ia viață și ființă, așa spune Dumnezeu. Cadoul surprinzător, cum spuneam, poate zis în seara aceasta, perioada aceasta de Crăciun, cum spunem, nu? 25 decembrie, hai că merg și eu pe la, pe la o biserică să ascult colinda, să să vă bucuria oamenilor. E, 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 e oarecum și o tradiție. Nu putem și face lucrul ăsta la Pași Crăciun, de rutină, așa cu, cu zecile de ani, dar să nu avem absolut nimic personal, să fie exact cum spuneam, cadou, care noi nu-l deschidem. Noi, doi, noi doar ne bucurăm la evenimente foarte mari și plecăm mai departe cu ale noastre. Și să știi că, uită, chiar poate fi surprinzător pentru tine în seara aceasta și ne dășduiesc că Evanghelia va atinge inima ta. Dragilor, vreau să merg la al cincele aspect. Cadoul acesta e încântător. Un cadou care aduce o mare bucurie. Cântam în seara aceasta, ultimul colind, o ce veste îmbucurătoare cântăm toți cu un sufletire să vestească deci buzele noastre. Domnul ne-a dăruit mântuire, dragilor. Cadoul acesta aduce o mare, mare, mare bucurie. Hai să ne uităm la 1 Ioan 1.4. Și vă scriem, spune aici Apostolul, și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și dacă citim primul verset, ce era de la început? Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit, că ei au fost din aceia care au văzut și au putut să pipăie chiar trupul Domnului Isus Hristos și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Doamne, fi Tu lăudat! Dă-ne, Doamne, bucuria aceasta că te avem aici, în inimă. El te poate ține voios și bucuros, dragule, chiar prin încercări, prin suferinți. Spune în alt verset că în lume veți avea necazuri, în dar îndrăzniți pentru că Isus Hristos s a biruit și să știi că putem avea bucuria aceasta a mântuirii. Bucuria aceasta a lui Isus, al acestui cadou, ea nu trece și nu se consumă. Nu e așa că bucuria Crăciunului, bucuria sărbătorii acestea tradițional să o luăm, să o vorbim, ea se consumă. Cred că toți țineți minte de, mai ales în copilăria noastră, nu? Venea luna ianuarie, 10, 15, 20 și când umblam așa prin cartier pe lângă tomberane și vedeai numai, numai brăduți uscați, nu te lua așa o nu știu, eu ca și copil sufeream. Parcă toată bucuria aia și senzația aia și bomboanele alea puse fain în brad și câte nu erau și mersul la colin și sorcovă și câte nu dăinuiau pe aici. Parcă așa de repede treceau, parcă erau așa de trecătoare și să știi că Isus Hristos, El e singur lucru etern și constant, care nu se consumă, noi când eram micuți și le vedeam acolo la tomberoane uscate și așa, mai aveam un pic de intuiție și luam ciotelele uscate și le aranjam un pic și ne făceam săbi și începam noi un alt sezon de dueluri cu copilași ăștia mai mici și mai aveam jocul ăla, dar și la ținea o săptămână, două și ni se rupeau și altă întristare, altceva care era trecător, pentru că așa sunt lucrurile pământului și lucrurile de aici, ele sunt trecătoare. Doar Hristos rămâne în veci de veci. Dragul meu, vreau ca bucuria aceasta al acestui cadou să fie în inimă ta, să fii plin de bucurie. Să știi că bucuria aceasta, dacă o iei în seara aceasta cu tine și dacă o ai cu tine, ea va pleca, ne vom despărți de aici și va veni luni și marți și miercuri și va fi cu tine și va veni ianuarie și februarie și martie și aprilie și ea va fi tot cu tine și va veni, dacă Domnul de sănătate, 2023, 2024, 2025 și ea va fi tot cu tine pentru că nu e ceva care, care se consumă. Deci cum spuneam, îndrăznește, e cadoul tău, deschide-l el este real, e folositor, e personal, e unul care surprinde, e unul care aduce o mare bucurie, e încântător. Doar El aduce bucuria și pacea care întrece orice pricepere. Dragilor, vreau să vă dezlipiți ochii de pe darurile și cadourile astea trecătoare de aici și să ne punem ochii noștri pe lucrurile și pe darurile lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, pe cadoul cel mai mare, Matei 6, 19, ne spune ceva exact în direcția asta. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Versetul 20, și si strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, min. Doamne, ajută-ne tu să ne punem inima unde trebuie și să ne umplem inima tu de pacea ta și de prezența ta. Vreau să mai citesc ceva. Isus aici le vorbea ucenicilor o pildă la Luca 14. I 14, 15, 24, poate citiți un pic acasă, toți s-a mai mult. E vorba acolo de un stăpân care a dat o masă, un ospăț, dacă țineți minte, și toți din casă s-au găsit că au fost de preocupați și de acolo Iisus Hristos, trei exemple. Unul spune, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l vând. Altul spune, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc. Altul spune, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Vedeți aici, dă Iisus Hristos o pildă, tocmai faptul că El chema, El chema oamenii la El și aducând pilda asta, explică și sentimentul Lui de, de tristețe, de refuzul omenirii. Și vine și de interesant în versetul 21, 22, 23, 24 și să luăm aminte, pentru că Domnul nu rămâne niciodată singur, Domnul nu are nevoie de mine, dacă eu întorc spatele și nu sunt disponibil, așa de ușor mă înlocuiește, nici o problemă, nici nu-i nici nu mult timp. Dar eu sunt cel care am trebuit să de el. Eu sunt cel care am trebuit să deschid cadoul acesta și să, să țin mâinile pe el. Versetul 21. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, tu te degrabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi, la urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește să intre, ca să mi se umple casa. Și versetul 24, că și vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. E foarte adâncă pilda asta, dar să fim înțelepți în seara aceasta și să înțelegem că Isus Hristos mai este altundeva o pildă că El bate. Da? Isus Hristos a, a pregătit atâtea circumstanțe numai să, numai să deschidem cadou, numai să deschidem și să luăm personal pentru noi. Nu refuza. Poate asta e seara ta, poate asta e partea aia a patra surprinzătoare te a luat cu surpriză, ai venit să auzi un colin și să mănânci două felii de cozonac și ai șansa vieții tale să deschizi cadoul, să-L primești pe Iisus Hristos pentru tine. Ioan 40, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Poate vei spune, nu știi tu, fratele meu, adică după o viață de muncă, luna asta, decembrie, am reușit și eu să iau o mașină nouă. Și acum, atunci, vorbești de Isus și de cadou, și dintr-o dată să fac altceva. Poți să fii și cu mașină nouă și poți să fii și cu Hristos. Ideea e să învățăm cei ce pământesc, cu cei de aici și cei spre ceruri și inima noastră. El ne vrea pe noi cu tot ce suntem și tot ce avem să punem în, în, în slujba Lui. Și vreau să, vreau să vă spun o mică istorioară legată așa de o mașină nouă, nu? Spune o istorioară că era un bărbat și exact așa a reușit să-și ia pentru prima dată mașina nouă și atât era de încântat că nu era el la 18-20 de ani, era undeva la 40-50, poate peste. Și atâta era de bucuros de, de lucrul acesta și o îngrija cu drag, o spăla, o, o întreținea. Nu, noi bărbați știm ce înseamnă asta și uh, avea foarte puțin kilometri la ea și parcă venea mai mult să meargă cu busul, să stă aia nouă-nouță în, în fața casei. Și într-una de zile, nu știu cum, a mers... De ceva și a prins un cui și a spart roata și atâta era din îngrijorat de zici că s-o strica mașina că s-o spar cauciucul ăla și cu atâta grijă. Uh, nu, deci nu se mai putea despărți nici de chei, erau cheile, cred că, cred că așa și dormea cu, chei, cu, cheile la el și stătea acolo meticulos și, și deschidea roata să o schimbe și atâta cu grijă, să fie atent când dă cu cricul, să nu... Știi, șuruburile alea când când prea insiste, așa, le, le mănânci un pic pe laterale și uh, avea atenție foarte mare omul nostru, pentru că după o viață să-ți dorești lucrul ăsta și totuși să o dăbândești după vreo 30 și ceva de ani de muncă, îi ceva și apare micuțul lui de patru ani și nu știa pe unde e. Și aude el ceva sunete ciudate. Ce se aude ca un scârțit ciudat și când se uită el să schimbe roata și micuțul cu o piatră. Din, din fire, să zic așa. Că istoria nu spune că era creștin, că nu era creștin, că era bine balanțat, că nu știm ce fel de om era. Dar din, nu reacțiile alea noastre, așa, nu? Când suntem în circunstanțe, zup, Și după a doua dimineață. Și mai spui și la jumătatea ta mai bună. Pă, ce ai... Deci, cum ai procedat așa? Cum ai vor... Nu? Și după asta stai și spară rău și te maci. Nu, nu. Spune istorioara că se duce omul nostru și uh, din momentul ăla a fugit de la cric și s-a dus la copil și a luat mânuță și... Pă, Take, take. Deci nu, aș uita că cheile pe mână și mai avea și tot fel de chei de la tot fel de alte lucruri. Era așa, un, era așa mai, uh, cu mai multe cheițe. Spune istorioara că i-a făcut ceva damage acolo la mânuță, l-a rănit bine. Și-a dat seama că nu e ok, l-a dus repede la doctor, era stresat, s-a așezat un pic impulsul și din nefericire ne spune istoria că a trebuit să amputeze degetele la copil și spuneau doctorii, ne pare rău, că doctorii nu știau care a fost accidentul, dar spuneau că e așa dezdrobit în nerv, ligamente, tot și are multifractură la fiecare degețel din astea patru și o trebuie să le amputeze toate patru. Și era acum așa de că nu m-a interesat nici mașină, nici nimic, asta dar cum am putut în momentul ăla atât? Nu mi-am dat seama că scale, dar și-o trebuie să lovesc, dar e mic, dar Și s-a dus la mașină și începea să lovească el acum mașină și când s-a apropiat de să vadă acolo zgrietura, a văzut că micuțul ăsta a desenat o inimă zgriată și în inimă a scris tata, cât o știu de la patru ani, tata, tata se înțelegea, te iubesc, tată. Și știi ce v-am spus lucrul ăsta? Că Lucrurile de aici sunt pentru a fi folosite, iar oamenii sunt pentru a fi iubiți. Problema lumii de astăzi este că oamenii sunt folosiți, iar lucrurile sunt iubite. Și aș vrea de Sărbătorile astea să și de Anul Nou să fim atenți și să ne amintim că lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oamenii sunt pentru a fi iubiți. 2 Corinteni 9:15. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui, nespus de mare. De-a lungul vieții tale, trecut au sărbători. Ce ți-au lăsat în suflet atâtea întrebări? Și azi un glas te cheamă, te întreabă linduios de ai un loc în suflet pentru Isus Hristos.